După mai bine de 2 ani de la declanșarea licitației și după 7 luni pierdute cu contestațiile, instanțele au confirmat decizia Comisiei de Licitație, astfel că procedura de atribuire pe 10 ani a activității de administrare a depozitului de deșeuri de la Moara a ajuns la final. Consilierii județeni au aprobat la vot atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de administrare a depozitului de deșeuri, administrarea stației de sortare și administrarea centrului public de colectare din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Moara, componenta Serviciului de Salubrizare al județului Suceava, către asocierea SC Flor Construct SRL, SC Free Technic SRL și SC Ritmicom SRL, ofertant declarat câștigător în urma derulării procedurii de achiziție publică prin licitație deschisă. S-au parcurs toate etapele, s-au respins toate contestațiile pe Moara. Noi ce am făcut, am avut o fază intermediară, dar am câștigat și ultimele contestații. Și atunci trebuie forma finală acestui contract pe 10 ani la Moara. Ce pot eu să vă spun? Că încep să funcționeze. S-au semnat în cea mai mare parte, s-au semnat contractele pentru colectare și transport la Moara. Deci noi avem peste 90% din UAT-urile județului Suceava care deja transportă instituționalizat pe lege la Moara, sortat. În aceeași ședință s-au supus aprobării deliberativului județean și tarifele aplicate pentru activitățile de sortare și depozitare prestate de operator pentru activitățile de sortare a deșeurilor reciclabile. Prețul este de 0,15 lei pe tonă plus TVA și pentru activitățile de depozitare a deșeurilor 44,071 lei pe tonă plus TVA. Istoricul atribuirii acestui contract a început la 17 mai 2017. 7 luni mai târziu, Comisia de Evaluare a desemnat câștigătoare oferta depusă de către asocierea firmelor Flor Construct Free Technic și Ritmicom SRL. Procedura de achiziție publică a fost contestată de ofertanții participanți la procedură, atât la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, cât și la Tribunalul Suceava. În ceea ce privește al doilea depozit de deșeuri din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, cel de la Pojorâta, în ședința de miercuri a fost supus aprobării consilierilor județeni alocarea sumei de 26.775 de lei pentru efectuarea unui foraj hidrologic de observație a pânzei freatice pentru obținerea autorizației integrate de mediu. Alocarea unei sume de bani pentru realizarea unei curs de forare, pentru verificarea calității apei, o condiție care este imperios necesară, potrivit legislației de mediu, în vederea obținerii autorizației integrate de mediu. Sunt 3 cursuri forate la Mestecăniș pentru a verifica calitatea apei care urmează să fie deversată după ce trece de stația de curare. Apele Române vor și al patrulea.